Pompierii mehedințeni sunt hotărâți să continue faptele bune, de această dată au dorit să readucă zâmbetul pe chipurile a șase frați care au pierdut un suflet drag. Tragedia s-a produs în data de 26 martie, deși pompieri au reușit să stingă flăcările care au mistuit adăpostul de animale, pentru singura lor prietenă necuvântătoare, o văcuță nu au mai putut face nimic. Aceasta le-a asigurat copiilor o creștere armonioasă, oferindu-le necesarul zilnic de lapte. Marcați de pierderea suferită, pompierii militari, sprijiniți de reprezentanții primăriei bulvănești, s-au mobilizat și au reușit să achiziționeze o văcuță care le-a redat copiilor bucuria. Impresionați de tristețea unor copii, a căror văcuță a pierit într-un incendiu, pompierii mehedințeni s-au mobilizat pentru a le readuce zâmbetul pe chipuri. În luna martie, aceștia au intervenit în localitatea Bălvănești pentru stingerea unui incendiu. Deși au reușit să stingă flăcările care au mistuit adăpostul de animale, pompierii nu au mai putut face nimic pentru animalul surprins în interior. Sprijiniți de reprezentanții primăriei Bâlvănești, salvatorii s-au mobilizat și au reușit să achiziționeze o văcuță, reușind astfel să redea bucuria copiilor. Atunci copiii au înțeles că focul este nemilos când este scăpat de sub control.